La sediul primăriei municipiului Pașcani a fost semnat contractul de achiziție publică de servicii de proiectare, fază plan urbanistic zonal și introducere în intravilana terenurilor în vederea realizării obiectivului de investiții Parc Industrial Pașcani. Proiectul este poziționat strategic la intersecția autostrăzilor A7 și A8 pentru o mai bună accesibilitate pe o suprafață totală de aproximativ 65 de hectare din suburbia Sodomeni. Câștigătorul licitației are la dispoziție 180 de zile calendaristice pentru prestarea serviciilor. Valoarea contractului este de 500 8.000 de lei fără TVA, iar serviciile includ întocmirea studiilor topografic, geotehnic, pedologic, hidrologic și inundabilitate de echipa edilitară a raportului de mediu și a documentației planului urbanistic zonal.